promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren, un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Click pe întrebare la 1 Plus TV. Discutăm în această seară cu un reprezentant al Partidului Social Democrat, domnul Marius Cuțitoiu, președintele organizației de tineret de la nivelul județului Gurs. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, vă spun și eu și mulțumesc de invitație. Suntem în an preelectoral, toate partidele își fac planuri, strategii cu privire la numeroasele runde de alegeri de anul viitor. Bineînțeles că toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu candidatul. Cred că acesta va fi subiectul numărul 1 până când partidele își vor stabili clar candidații. Vorbesc de principalele partide din județul Gorj, își vor stabili clar candidații pentru alegerile locale, mai ales pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, pentru că Partidul Social Democrat a pierdut această funcție și încearcă de ceva timp să o recâștige. Există și această informație care tot circulă, bine că a fost circulă și pentru că oamenii politici n-au spus foarte clar sau nu au stabilit exact, domne, actualul primar Marcel Romanescu va fi, nu va fi candidatul PSD, va fi sau nu va fi candidatul Partidului Național Liberal, și se discută în continuare despre acest subiect și probabil că se va discuta, așa cum am spus, până când se vor stabili clar lucrurile, când se vor stabili la nivelul Partidului Social Democrat. În această vară, cu privire la candidatul pentru primăria municipiului Târgu Jiu? Bun, după alegerile din octombrie, alegerile organizației județene,
s-a început o strategie pentru abordarea anului electoral de foc 2024. Aici vorbim de patru rânduri de alegeri. Conducerea PSD Gorj a demarat din luna ianuarie o strategie pentru analiza organizațiilor locale, pentru a optimiza unde este nevoie, pentru conturarea unor candidații unde nu avem primari, la organizațiile unde sunt primari, pentru organizarea pe parte de consilii locale, pe parte de activitatea organizațiilor locale, și vorbim aici pe toate cele trei paliere de organizații de tineret, organizații de femei, organizații de pensionari. Deci suntem foarte atenți la această organizare, pentru că din primăvara anului 2024 se vor tura motoarele, pentru că primele alegeri, cele europarlamentare, să ne găsească pregătiți, pentru că acolo este vorba de un vot politic, este un test al organizațiilor, un test al primarilor, un test al posibilor candidați ce vor să câștige o primărie, să vadă cum o acționează echipa de campanie. Pentru că, având atât de mult, deci cele patru rânduri de alegeri îți dau posibilitatea să încep să te organizezi din prima parte a anului, testând la europarlamentare, după aceea la locale și pe parte... E clar un vot politic atunci la alegerile europarlamentare. E clar un vot politic și finalizând partea cu alegerile parlamentare și prezidențiale, unde organizația județeană este direct interesată și trebuie să coaguleze și să... dea drumul și la motoarele organizațiilor locale, pentru că de obicei doar în partea de alegeri locale sunt interesați, dar trebuie să conștientizeze că este nevoie de o susținere cât mai mare în Parlament, un număr cât mai mare de parlamentari și un rezultat, îți dau voie să fii în primele organizații din țară și să poți să ai acces la finanțări cât mai mari. Revenind pe parte de organizația municipală, cum discutam și în alte emisiuni aici la dumneavoastră, procesul acesta de reconstrucție al președintelui Cristinel Rujan, al organizației municipale, s-a făcut gradual și pe pași. Vorbim de o reconstrucție direct la nivelul organizațiilor pe lângă secțiile de votare și în această perioadă, desfășurându-se mai multe sondaje, chiar și activitatea organizațiilor acestea de pe lângă secțiile de votare, pentru că au o acțiune și o activitate pentru a aduce și a culege de la firul ierbii problemele cu ce se confruntă municipiul Târgu Jiu, vor duce în perioada următoare la conturarea unui program electoral, pentru că asta este baza. În 2024 trebuie să venim clar cu un program pentru Târgu Jiu și în faza a doua cu conturarea unui candidat. Păi da, candidatul ăsta nu poți să-l faci la calculator, știți, să-i faci, să-l desenezi sau să... Ăsta trebuie să-l cam ai acolo în bătătură. Sau dacă nu-l ai, să te gândești la alte variante... Din da, afară. Este există clar. Candidatul ăsta, un posibil candidat în interiorul PSD, vă gândiți să aduceți chiar din afara Partidul Social Democrat sau poate la un alt, chiar de la un alt partid, cum este cazul domnului Romanescu? N-ar trebui să candideze, mă gândesc, domnul Rujan fiind și președintele organizației municipale, să candideze pentru funcția asta? Am pus mai multe întrebări. La momentul de față, fiind procesul de culegere de date din piață, din municipiul de elaborarea unui sondaj. Am zis că din primăvară nu se va demara acest. Au mai fost chestii punctuale de culegere de date, se vor mai face, pentru că
domnul Alin, trebuie să ne gândim că primăria municipiului Târgu Jiu este vârful piramidei, adică trebuie să elaborăm foarte atenți un plan, să găsim candidatul care poate să câștige primăria Târgu Jiu, ca candidatul să vină și la rândul lui cu o echipă, adică nu vorbim, am găsit un om și acesta gata, trebuie să facă și să facă minuni. Da, deci vorbim. Omul ăla e cel mai important de găsit. Da, și echipa cu care o să vină, normal. Să vină să fie acceptat de organizație, să se plieze, să îndeplinească, să însușească acel program cu care va ieși partidul. Deci sunt lucruri foarte... Acum suntem, toată lumea ne presează candidatul. Cred că programul e cel mai ușor de făcut, din punctul meu de vedere. Pentru că toată lumea, dacă trăiești în Târgu Jiu, vezi care sunt problemele din Târgu Jiu. Adică dar, corect, simplu, corect, dar trebuie înglobate și asumate și puse. Adică nu putem să venim cu tot felul de lucruri fictive. Trebuie să lucruri aplicate pe termen scurt, mediu și lung. Da. Și aici vreau să subliniez. Calitatea viitorului candidat de a-și coagula organizația, de a veni la rândul lui cu o echipă, indiferent că vorbim că selectează oameni și din partid și că vine și cu oameni din afara partidului, candidatul trebuie să conștientizeze că trebuie să vină cu o echipă, adică nu poate să vină singur în sediul partidului, domnule, sau când va fi nominalizat. Domnule Rămânescu, toată echipa de la PNL. O luați gata făcută, tot la pachet. La momentul de față, domnul Alin, asta este acțiunea principală de a culege date, în paralel se va merge și cu acel sondaj de opinie, pentru că trebuie făcute mai multe sondaje. Și acel sondaj va fi determinant în stabilirea candidatului? Va fi unul dintre factorii care vor duce la nominalizarea unui candidat, pentru că se vor face și cu o paletă largă de candidați, de colegi sondați și după aceea cei care vor sta cel mai bine să fie sondați cu primarul în exercițiu. Sunt tot felul de sondaje care trebuie făcute pentru a avea rezultatul. Când veți prezenta candidatul acesta? Că domnul președinte Mihai Weber spunea anul trecut sau pe la începutul anului trecut, domnule, vom prezenta până la sfârșitul anului 2022. Iată că a trecut 2022 și nu ați venit cu acest candidat. Domnul Alin Ion, există un termen? Încă o dată, primăria municipiului Târgu Jiu este perla coroanei în județul nostru. Și de aceea trebuie să luăm acești factori și să așteptăm să se deruleze natural, să nu forțăm, și constructiv și sănătos. Și cred că în perioada următoare trebuie să ieșim cu candidatul pentru a lăsa și puțin timp și opinii publice să se acomodeze și să... Dar PSD vrea cu adevărat să câștige primăria Târgu Jiu? Tot timpul am vrut acest lucru, domnul Alin. De ce nu candidează domnul Cosmin Popescu, care e cel mai bine clasat la primăria municipiului Târgu Jiu? Pentru că la Consiliul Județean aveți un avantaj mare acolo, având... 80% sau 70% dintre primari, sau cam așa ceva, adică 80% dintre primari sunt la Partidul Social Democrat. Domnul Alin Ion, și cred că meritul organizației județene este clar. Meritul organizației județene este clar pentru câștigarea atâtor primari, un număr impresionant. Adică domnul Cosmin Popescu va fi luat și dânsul în sondajul ăsta? Nu știu să vă spun exact ce persoane vor fi sondate, dar revenind la partea, deci organizația județeană, având meritul câștigării acestui număr impresionant de primar și oferind un climat propice dezvoltării comunităților, pentru că, vedeți, au și venit mulți primari alături, pentru că este o echipă sudată, este o echipă care îți oferă un confort și de ce nu, pentru dezvoltarea comunităților de unde vin acești primari. Dar asta nu, pentru că domnul președinte Cosmin Popescu și-a asumat un program pe parte de județ. Domnul Cosmin Popescu va implementa
Și gândiți-vă că este un exercițiu financiar extraordinar cu care nu s-a mai confruntat județul nostru. 2021-2027 în județul nostru o să tranziteze fonduri europene de peste 2 miliarde de euro. Pe multe axe de finanțare. Sunt proiecte pe partea de sănătate, pe partea de infrastructură. Se deschid noi parcuri. Cei care vin în locul dumneavoastră nu poate să le ducă la, deci, mai departe? Dumnealui și-a conturat o echipă la Consiliul Județean. E o echipă minunată și eficientă la, pe partea de aparatul propriu și la consilierii județeni. Deci este foarte greu. Și-a asumat niște proiecte care sunt convins că le va duce la bun sfârșit. Un mic amendament, așa să vorbim și eu ca politicieni, nu știu cât de eficient e la serviciul acela de salubrizare, că vedem cum miroase și chiar prin Târgu Jiu și aproape de centrul municipiului Târgu Jiu. Nu știu cât de eficient e serviciul ăsta. Și această problemă a gestionării deșeurilor este pentru că este atributul Consiliului Județean Gorj. Este de la 1 ianuarie va reveni în angrenajul Consiliului Județean și partea aceasta și sunt convins că este tratată și orice problemă, că vorbim de sănătate, infrastructură și partea aceasta de gestionarea deșeurilor, este analizată și supervizată cu foarte mare atenție și de președintele Cosmin Popescu și de ce înseamnă parte politică, de la vicepreședinți, consilieri județeni, de aparatul propriu și vreau să vă spun că și partea de parlamentar, de președintele Mihai Weber, este foarte atentă la chestiunea aceasta. De aceea vreau să subliniez, domnul președinte Cosmin Popescu are un program prin care și-a asumat pe parte de infrastructură, vorbind de 200 de kilometri în primul mandat al dumnealui și a mai asumat încă 200 în cel de-al doilea. Deci sunt lucruri care nu trebuie lăsate la voia întâmplării și consider că partea de Consiliu și de gestionarea problemelor județului este mult mai eficientă, pentru că într-un partid politic trebuie să gândești și la eficiență. Nu doar să mergem spre un lucru, să mergem într-o luptă și după aceea să putem clătina alte acțiuni ale partidului. Da, puteți să-mi dați un exemplu sau haideți să spunem două, trei exemple de posibili candidați la primăria municipiului, oameni care, de exemplu, domnule, vă dau exemplu, uite, el ar putea să candideze, el ar respecta cerințele sau ar fi preferat de... Domnul Alin Ion, este foarte greu să generez un nume, dar eu aș sublinia și sunt foarte atent la lucrul acesta, sublinia la faptul că oricine va fi candidat trebuie să vină cu o echipă în spate. Trebuie să vină cu niște oameni să-l susțină. Și încă o dată, indiferent, trebuie să coaguleze și partidul, trebuie să vină și cu oameni din exterior. Sau cum consideră acest candidat? Făcând lucrul acesta, îți dă o forță și un atu pentru câștigarea municipiului Târgu Jiu. În vară nu va fi, am înțeles că acesta perioada următoare. Perioada următoare va fi anunțat ca să fie cu cel puțin un an înainte de alegeri, ca să aibă timp și oamenii să-l cunoască, nu să își prezinte și el oferta electorală, adică ce vrea să facă pentru municipiul. Sunt convins, ca să vă dau așa și eu un termen, că la alegerile europarlamentare sigur o să fie candidatul la municipiul Târgu Jiu și o să meargă în campanie. Dar ca să vă dau și o perioadă, de obicei nu ofer termene pe bine vorba de perioade de timp. Bine că se poate repeta greșeala de la alegerile trecute, când a fost prezentat destul de târziu candidatul pe Ciprian Florescu și a pierdut cu brio, așa să... Nu știu cât a fost de târziu, dar gândiți-vă că a avut și un bonus de 3 luni, că s-a prelungit cu starea aceea de... N-au avut timp să-l cunoască suficient. Da, ideal, v-am spus, este să putem contura... A fost perfect înainte, da. Să putem contura un program, un candidat care să vină cu o echipă în spate și sunt convins că lucrurile o să meargă în drumul spre el bun. Da. Ce crezi că se întâmplă? Că urmează acum rotativa aceasta la nivelul coaliției.
Deși este o situație destul de tensionată între cele două partide, atacuri de o parte și de cealaltă, se va face, nu se va face, sunt șanse să se rupă, sunt șanse să meargă mai departe, sunt șanse pentru că sunt discuții că chiar și după alegerile de anul viitor, cele două partide ar putea să, în continuare să colaboreze. Bun, subiectul rotativei l-am discutat și la dumneavoastră. Cum văd eu lucrurile? Ar trebui să începem treptat, pentru că pe parte de schimb, este o premieră guvernamentală, un schimb făcut între două partide, așa, făcut pașnic, fără o moțiune de cenzură, fără alte crize din acestea guvernamentale. Deci, da, nu s-a mai întâmplat această operațiune. Deci, trebuie făcut în urma unei analize punctuale, adică dacă vedem că sunt miniștri care au performat, să fie menținuți. Adică, ce facem? Stricăm un lucru care merge? Analiza aceasta punctuală, cei care nu sunt performanți, să intre în acea moriscă a acestei rotative. Dar, încă o dată, se discută, pentru că colegii de la PNL spun că, domnule, să fie păstrată ce s-a discutat în protocol. Dar, bun, dar sunt miniștri care trebuie să care au performat și trebuie să rămână în guvern. Dar, indiferent cum am organizat această rotativă, trebuie să păstrăm linia dreaptă, să nu implicăm sau să afecteze alte măsuri guvernamentale care să se răsfrângă asupra populației. Trebuie să o facem în liniște, foarte bine organizat, în spatele ușilor închise, să se poarte negocierile punctuale și să mergem cu guvernarea, pentru că intrarea la guvernarea Partidului Social Democrat a dat un semn de responsabilitate. Adică nu s-au mai ținut cont că o să scădem sau o să evoluăm în sondaj. A zis, dom'le, e momentul să dăm stabilitate unei guvernări, este o majoritate largă, putem să propunem și s-au și propus atâtea măsuri eficiente pentru populație și de aceea trebuie făcută într-un climat calm, discutat și mult în spatele ușilor închise ca să se poartă negocierile punctuale, v-am spus. Păi da, e problema că partidele își doresc unele posturi noi față de cele de ministru vorbesc, față de cele pe care le au în momentul de față și cred că aici sunt foarte multe discuții. Se știe despre solicitarea făcută de mult timp de către Partidul Social Democrat cu privire la Ministerul Energiei, de înlocuirea domnului ministru Virgil Popescu de acolo. Probabil că aici vor fi și se vor fi cele mai dure negocieri între cele două formațiuni. Se vorbește chiar și despre faptul că UDMR nu s-ar mai regăsi între coaliția aceasta, pentru că nu știu dacă chiar e nevoie așa de mare de UDMR da, la guvernare, pentru că cele două au majoritatea aceasta pentru a guverna, să spunem, în liniște, da. Fiind un moment de criză, vorbim că imediat după criza pandemică, urmată de criza războiului din Ucraina, contează și este cel mai important să dăm stabilitate și să dăm un semnal de înțelegere, pentru că este o perioadă grea. Eu sunt convins că o să rămână și UDMR-ul, pentru că e un arc foarte guvernamental, foarte stabil. Adică, da, de ce să rămână? E obligatoriu să rămână? Sunt adică lucruri și pe partea UDMR-ul aceasta. UDMR-ul a fost mereu la guvernare, adică, stai tu, mereu la putere. Deci partidul care a stat cred că cel mai mult la, pe partea de minorități a dat un semnal de stabilitate. Pentru că vă dați seama că sunt două partide mari și puteau să vă dar pentru exterior, pentru să dăm bine da, în Europa, a fost un semnal pentru că este o înțelegere și cu minoritățile. Dar contează să această rotativă să o
facem într-un mod cât mai stabil și cât mai în liniște, pentru că, vedeți, după aceea se coboară și la nivelele de subsecretari, secretari de stat, să nu se producă prea multă tevatură, pentru că, vă dați seama, nu începând să se facă mișculații, trecem și ne trezim prin 2024 tot cu gândul la rotativă. Deci trebuie începută... Ei, cred că nu se mai face, nu, în 2024, nu, mai nu, are nu, nu este în mai, rotativă. Dar s-au început deja, ați văzut discuții. În mai anul ăsta. În mai anul ăsta. Da, dar nu se mai face alta, adică... Păi nu, de aia ziceam, să începem în mai să ne prindă 2024. Da, da, da. Deci am văzut că au început și domnul Ciolacu deja și domnul Ciucă discută pe această temă. Sunt mai da, multe ambiții, dar... Ce mi se pare periculos, că vine, pleacă un prim-ministru, va veni altul cu alte idei noi sau mai vechi, că l-am auzit, adică vine cu altă perspectivă, o schimbare. Iar în, se introduce niște schimbări în mediul acesta economic, așa, e cam riscant. Mă refer la acea taxă pe care domnul Ciolacu tot spunea pentru companii multinaționale, dar nu cred că poți să faci o diferențiere în legislație, spui, domnule, companiile multinaționale. Taxa asta o pui pentru toate companiile care au o anumită cifră de afaceri, care au un anumit număr de angajați sau ceva de genul acesta. Nu, nu poți să faci diferențiere de genul acesta, că nu e... constituțională legea, nu, și cade din start. Și atunci vor plăti toate companiile și la române și ale străine taxa aceasta de 1% pe cifra de afaceri. Ceea ce e nou, o taxă, mă rog, a fost vehiculată și domnul Dragnea înainte, acum se vehiculează din nou o idee de genul acesta. Nu știu cât de bine ar face mediului de afaceri niște introducerea unor noi taxe așa peste noapte. Bun, referitor la taxa de solidaritate, că despre asta este vorba. Nu, vorbeam de nu de asta de pentru Petrom. Nu, taxa pentru asta este strict pentru companiile care au cifră de afaceri pentru peste 100 de milioane de asta euro. Asta e, deci, va intra și CEO, va intra, vă dați seama ce înseamnă pentru CEO un sau alte companii românești care de-a mea... Este un moment de criză în care trebuie să se înțeleagă că cei care au câștiguri și au profit ar trebui să ajute și firmele mici, pentru că taxa aceasta de solidaritate este clar direcțională, pentru că nu vorbim de ceva deja adoptat în guvernare. Deci este o propunere care va merge, discute în coaliție, dar acești bani din taxa de solidaritate sunt direcționați către creșterea nivelului de învățământ pentru a crea forță de muncă și reducerea taxelor pe muncă. Deci are și asta, o direcție. Asta, are și o direcție, pentru că nu, da. Partidul Social Democrat nu aruncă doar niște măsuri și după aceea nefundamentate. Deci sunt discuții clare și cum au fost și celelalte cu programul Sprijin pentru România. Sunt lucruri care s-au implementat. Bineînțeles că trebuia să facă puțină... Ce înseamnă taxa pentru CEO? Se va duce în cap compania, nu în 2032, 2000, acum, în 2025, dacă se va introduce taxa și trebuie să o plătească. Că CEO nu prea are nu știu ce profit, de-abia supraviețuiește, să-i mai pui și taxa asta, birul ăsta pe cap. Sunt convins că și această taxă de solidaritate se va discuta în coaliție și se va ieși cu ceva constructiv și benefic pentru economie. Vă dau un exemplu și la creșterea pensiilor. Se discuta de 10% cu... da, da, da. Și s-a ieșit... Acum am fost noi cu varianta propusă de Partidul Social Democrat și pentru creșterea aceea de 12,5% și procentul acela dat diferenția pentru categorii de pensii. Deci sunt lucruri care doar această stabilitate guvernamentală da, s-ar putea crește pensiile, de exemplu, prin nu reducerea, anularea pensiilor speciale. Sau cel puțin să nu le mai acorzi. Adică, spuneau specialiștii că va ajunge, în momentul de față, se plătește 1% din PIB, se achită pentru aceste pensii speciale și 1% din PIB este enorm, pentru că trebuie să spunem că pentru învățământ, de exemplu, se va, în proiectul de buget, e vreo 2,5%, ce înseamnă 1% din PIB pentru aceste pensii speciale. Adică, păi, trebuie să faceți ceva ca să... Ca nu, să, la, ca învăță, să nu mai... la învățământ e 3,2, deci s-a mărit față de... Deci e o creștere, da. Dar subiectul pensiilor speciale este...
dezbătut de atâta timp, pentru că trebuie găsită, ceva, adică... găsită și soluția pe partea constituțională, adică să mergem tot timpul și să ne anulăm. Ați văzut, sunt subiecte și proiecte care merg spre Curtea Constituțională. Vă dau exemplu și cu continuarea construcției hidrocentralelor de pe... Cred că nu se dorește, nu că nu se bun, vrea... Ați văzut cei de la USR merg spre orice și sunt foarte, nu foarte atenți și merg spre... Nu cu, cu hidrocentrale, vorbesc de pensiile acestea speciale. Nu se dorește. Da, nu, se caută, se caută. Se... Da, ați văzut, noi n-am ieșit niciodată păi să spunem. Ați văzut, Rareș Bogdan a ieșit, cum ajungem la guvernare, le tăiem. Ai măsură, dacă nu îndeplinești asta cu pensiile speciale, adică nu e o cerință a populației, ceea ce e normal că sunt... Adică mi se pare injust, dom'le, să existe categorii din acestea... care sunt așa, nu ținute în brațe, dar care să ducă o viață opulentă la 100, 200 milioane, 300 milioane, duce o viață opulentă, da? Adică cu niște venituri de genul, de genul acesta, față de alte categorii care de-abia reușesc să plătească facturile. Și ai putea foarte bine să duci din banii aceștia, eu nu spun, domne, hai să reducem, să aibă pensii ca un om obișnuit, ca un, vorbim de magistrați, de anumite categorii care au avut o activitate mai deosebită cu anumite, mă rog, anumite probleme, dar nu știu, parcă e cam prea mult, adică și din contributivitate ei au avut, au avut salarii foarte mari și toată lumea a stabilit, domne, nu e normal ca pensia să depășească salariul. Măcar atâta lucru să menționeze legea asta. N-ai cum, doresc pensia să depășească, să fie mai mare decât salariul când ai tu în activitate. Da, da. Nu știu. Și dacă s-ar elimina aceste pensii speciale, poate că din banii respectivi s-ar mai duce o parte către pensiile acestea, pensiile amărâților care de-abia trăiesc de pe o zi, de pe o zi pe alta. Sau poate mai e o problemă, că și deficitul este destul de mare în România și ne confruntăm cu un deficit mare față de media Uniunii Europene. Nu știu, cu angajările acestea la sistemul bugetar, poate se mai reduc cumva. Că trebuie făcut ceva ca să se mai reducă din acest deficit. Bun, referitor la pensiile speciale, trebuie, ca să și închidem subiectul, trebuie găsit un cadru legal sincronizat cu un cadru constituțional să dea o formă și la această reducere. Dacă tot încercăm să facem lucruri și neconstituționale le dăm, aceea se răsfrânge și în spatele partii, domne, că voi doar simulați pe da, chestia. Da. Deci trebuie să iasă cu o lege prin care să poate găsi un cadru. Dar noi nu ne asumăm să, cum au zis alții, în două zile eliminăm pensiile sau un alt zil. Pe cei din Parlament, că, domne, vin să rugă acolo, găsească soluții, să găsească, dea legi bune. De ce nu găsesc soluții? Și acum, din câte știu, sunt câteva forme, dar nu s-a găsit pe parte de... Adică e un câștig, un beneficiu câștigat la pensii și foarte greu să-l tai. Deci, păi, am înțeles. Adică, poți să spui asta, domnule, nu putem să ne legăm de pensiile care sunt în plată, dar hai să ne gândim la cele viitoare, că au ieșit acum la pensie pe bandă rulantă din sistemul acesta, deci, magistraturii. Pe partea de pensii avem și jalon în PNRR pentru reforma în pensii. Și ministrul Budăi deja o să vină în perioada următoare cu un proiect de reformare a sistemului de pensii și o să e obligatoriu. Pentru că ești jalon în dacă nu respecti PNRR și nu mai primești fondurile europene. Da, o bucată exact pe bucată din fondurile acestea europene, dar trebuie să respectăm și să venim cu o lege de reformare a sistemului de pensie, dar referitor la jaloane, deja Comisia Europeană a deschis un mecanism de renegociere punctuală. Și aici vorbim, pentru că știți, trecută de cei de la USR cu acel 9,4 din PIB al pensiilor, că și nu se mai pot mări deci la ora actuală Comisia Europeană a deschis
un mecanism de renegociere, în cazul Bulgariei pe partea de pensii, și se poate discuta, dar trebuie să venim în Parlament cu un proiect de pentru pensiile acestea și să meargă pe partea de contributivitate. Da, până la urmă și asta înseamnă, e vorba de, nu neapărat că ne cere Uniunea Europeană lucrul acesta cu pensiile acestea speciale, e vorba de un sistem corect, care să funcționeze pe niște baze corecte. Adică, domne, cum plătim și noi, cum primim pensia, cum o să beneficiem de pensie pe bază de contributivitate, așa cred că toate categoriile ar trebui să beneficieze. Spuneau unii specialiști că poate să se dea ceva, domne, în plus față de că au desfășurat o activitate mai specială, aceea de procuror, de judecător sau alte categorii care beneficiază. Da, cum spuneați, au și condiții restrictive, pentru că și pe partea de magistratură, judecătorie, pe partea și la poliție sau cadrele astea militarizate, sau niște reguli pentru că... Dacă nu au voie să mai lucreze în altă parte. Și să nu aibă firme, sunt lucruri de pericolozitate. Dacă vrei să fii privat, du-te la privat și stai acolo și dacă ai tu puterea asta, da? Cum a zis și dumneavoastră, pensia nu trebuie să depășească salariul. Când a depășit este... polițiștilor salariile. Da, s-au mărit, dar ideea e, dacă pensia n-ar depăși salariul, ar fi o normalitate. Adică și când ai salariul de 4.000 de lei și ieși cu pensie de 5.000, e ceva, nu e corect. Da, bine că au mai fost unele, din câte am văzut acum și cu legea aceasta 197 cu ieșirea la pensie a celor de la Complexul Energetic Oltenia, sunt situații cel puțin stranii, pentru că spunea un director de la Complexul, fost director de la Complexul Energetic Oltenia, că el nu are pensie față de un plăcătuș mecanic care se pensionează acum, acela de mare. Da, sunt niște situații, quantumul acela cu procentul acela cu care se înmulțește, de aceea este normal să venim cu o lege a reașezării sistemului de pensii, pentru că s-au creat inechități, adică doi oameni care muncesc în același loc, unul iese cu o pensie, unul iese cu altă pensie. Deci nu este normal și de aceea ministrul Budăi a făcut simulări, se creează până o să vină în Parlament cu un proiect nou de pentru... Aveți idee că... Deci, din câte știu, în perioada următoare, câteva luni, deja ar trebui să intre pe circuit parlamentar. Și probabil că anul acesta va fi... Păi trebuie aprobat, pentru că avem jalon în PNRR până în 2024, deci trebuie aprobat acest nou sistem de pensii care trebuie să anuleze cât mai multe inechități, că nu s-or putea din prima toată, dar se pot amenda după aceea acest proiect. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine seară de la aceeași oră.